Ce trebuie să fac cu unghia? Uite, nu mai e așa negru. S-a mai dus. Ce microfon ți-a pus de la drept? Ce? Microfon ți-a pus de la drept. Ah. Ah. La mine, nu. Tu ai fost prima, Consta? La ce? La păr? Nu, dar eu era cu la machiaj și am uitat. Ah. Am scăpat de greșe. Ia și machiază ce? Urmează marea plictiseală. Mai îmi las eu din volum, că parcă sunt temiu. Eu, îți faci tu cu volum, dar parcă nici e... Nici așa. Alien, e prea mult. E bine că am stun, dar... Bine, îți mai împatez. Îți stă mai... Îți dă bine cu el, dar puțin mai... Nu, mai jos, să stun de asta. Oricum mai lasă, că îți mai lasă. E, care e tonul de fixativ. Și e tăpost părul meu astăzi, stă bine. Adică, îl tapez puțin și așa rămâne. Ai, ce mă doare capul. Ia să pun mâna să mănânce, pică mă, pe acolo. Mă gândeam să iau. Eu i-am zis că dacă ar mânca, deci oricât de deprimată ești, la moralul la pământ, dacă mănânci puțin, parcă ți se deschid ochii și pentru gândești puțin altfel. Altfel. Gândești altfel. Așa? Deci, așa din cauza că corpul tău simte că e la pământ, dar nu știi de ce. Ori păi din cauza că n-ai mâncat. Și nu poți să-mi spui de asta că... intri și într-o stare dintre asta așa, pentru că te simți moloșită, te simți slăbită. Vreau să cer un calmant ceva să mă... Da, spune mamă că mai bine. Nu, eu să-ți cer niște cartofi, ceva prăjiți, cu orice o pipturică, cu omletă, ceva. Da, nu sunt în stare de nici. Mai poți în stare să stai atâta lângă mașina aia, că ești în stare să bagi ceva în gură, știi? Doar dacă tu spui ambiția că nu vreau să mănânc, normal că mâncarea nu da. Termină bucățiul. Corpul nu-mi cere, nu știu, nu... Ia încerc să mă să vezi cum mai ești. Măcar acolo ceva puțin, nu spuneam să mănânci un porc întreg. Nu, eu știu și după mine. Și că sunt supărată, dar nu pot, nu am poftă să mănânc. Nici, dar e, să până la un moment dat, mă apuc să mănânc, nu? O să mănânc. Când mănânc, după ce mănânc, parcă gândesc altfel, frate. Deci, nu știu, mi se schimbă tot. Și, normal, și corpul primește ce are nevoie și hai să te simt. Da, deci încep să parcă să-mi revin. Eu i-am spus să se gândească la casă, că are părinți, ei se uită, văd nemâncată și... Nu e ușor. Dar știi ce? Acum, ce probleme mi-ați mai spune că aveți, nici nu se compară cu alte persoane. Deci, nu mai. Da, așa e. Așa că... Noi suntem copii. Păi mă, acum, chiar n-avem motive să fim supărați. Aici ți s-a ars puțin în breton? Hai, ce nu mai breton? Am părut distrus, or. Da. E ars. Oricum, el în pat drept. Mai dau o dată cu oje peste asta, că nu-i distrus, e doar puțin așa. Dar ți-a rupt și aia mare? Da. Dar nu le tăi, las, momentan așa, că nu o să ne ducă nicăieri. Și să le dau cu alb, așa fac un frent mai mare și să acoperă, după aia le tăi când zic. Dar așa de rău, n-ai strică, nu? Asta mică și asta, dar asta o fac așa. Păi și la unde e cealaltă mare? Ia uite. Păi la da, e crăpată de aici. Și asta e crăpată de aici și asta e crăpată de aici și asta e crăpată de toate din casă. Dacă le tai, să fac mici așa și nu. Da. În cazul în care duce, atunci spun să mi le taie foarte scurte și le pun. Ar fi din telefon. Da, că nu. L-am plătit în spate și aici m-am făcut de la și de la întors aici. Altceva. Ultima gală cu rochie. Chiar că. 51 de săptămâni. Eu... A câte ești la pără putină? Ultima. Păi și una cât era? Eu nici mai știu cât eram. Nimic rău, așa. Mă să fac. Aș sta așa și aș trage mâța de coadă toată ziua. Și am adunat ieri haine de pe uscător și le-am aruncat așa în durlavan să le fac mâine și astăzi n-am niciun chef de nimic. Uite, norocel. Norocel. Da, miroase așa a ploaie, nu știu. Sper să nu fie așa sâmbătă viitoare. Oare unde îmi face doamne? Eu presim că așa o să fie tot firme. Da, până acum încolo. A semnat aici, nu?
Dar nu, că ai semnat și că o să se deplase din altă parte. Ai semnat că nu vrei în primărie. Că particip la emisiune și unde e emisiune. Și a scris unde? Păi trebuia să scrie acolo, stradă, locație. Dar nu scrie stradă. Trebuia să scrie unde, din ce cauză, nu vrei în primărie. Ca să vină primar. Eu am mai mâncat și cu polonicul din oală și cu linie. E posibil să plouă. Sper să nu mai ghinim în asta, dar ce mai posibil. E probabil așa să vină o ploaie de aia. La nuntă, ploaie. Păi, stai seama că și au măsuri de precauție. Da. Oricum ei s-au uitat la metro, știu exact. Cum s-ar presupune că e? Că de obicei nu-s diferențe majore, să zică că sunt 50 de grade și minus 10. Păi e pe acolo, pe lângă. Dacă sunt condiții de ploaie, e posibil să plouă într-adevăr. La când ne-am întrezit să mă tau Victor? De vreme acum. Era să la 6. Nu, cred că la 6. La 8. Nu știu la cât începe, nu se înțeamnă. Știu doar că o să fie o săptămână teroristă. Trebuie să mergem la pantofi, trebuie să facem dansuri. Trebuie să avem emisiune până la 7. Până la 7. Credeam că săptămâna asta nici nu dăm seama la ce program deja... am încărcat e. Uite, m-a picat. La ce program am încărcat e. Mi s-au uscat buzele de tot. Da, sunt niște strugură. Apa ai băut? Sau nici de-aia nu bei că... Ba, mai beau. Nici nu, așa, la controlul de geamit mai plouă puțin. Stai, că trebuie beau apă. Eu doar noaptea beau un litru de apă, adică doar de când mă pun să dorm, de la două până dimineață. Beau și paharul la 6 sticle de jumătate. Când aveam examen la facultate, tot așa agitată eram. Și eu sunt agitată, dar încerc. Eu nu pot să dorm, asta e problema. De-aia vreme de două săptămâni mă zârcolesc toată noaptea, dar... E așa o chestie de... Oricum mereu adorm la 4-3, oricât e de vreme. Eu aseară, după mult timp, am dormit mai greu. Asta-i cheamă cu petrecerea burlăcitelor, petrecerea burlăcitelor. 5.000 în plata asta, după aia stăm pe canapea. Se pune ploaia. Hă? Se pune ploaia. Da, dar nu să plouă, nu știu ce. Aia se scutură un oră așa. Nu vreau să plouă azi. Bine, ce frumoasă e, că zic. Sănătate. Mulțumesc. Astea sunt hapciu. Am ceai de tei dacă vrei să te calmezi. Ceai de tei te calmezi? Am și rece în frigider. Marion, dacă vrei. Este în sticla aia. Ah, sticla ușă. Cu roșu. Aia mare? Aia mare. Sau dacă nu, am pliculețe dacă vrei să sar și cald. O să beau puțin așa. Fără să îmi trebuie voie, te bățesc la pșele și vă pune să... O să-mi pun puțin. E dulce, e foarte bun. E bună de tei că mai și am pus, știi ce concentrat e? Zici că este nesti. Mai e bun ca nesti. Dar te calmează, nu? Da, te calmează. Nu te calmează de la câte plicuri am pus, cred că am pus mai mult de 13-14 plicuri în aia. Da. Îți dai seama că ce să iei calmante, mai bine iei ceva mai natural. Te calmează la crede-mă. Mă gândeam să iau calmante, știi, dar... După ce ai mâncat nimic, așa mă gândeam și când am intrat în conveniență, să iau calmante, că eu o să leșin pe scări. Și uite că n-am leșinat. Uite că a ajuns... Și n-ai leșinat nicio. Păi mă gândeam înainte să plec de acasă, cu multe zile. Ce? Zii tu că nu-i puternic, că dacă mă făceai cu bustătea până acum aici, singur așa? Nu stăteam. Păi nu stăteam, eu nu rezistam. Păi că mă urcam pe pereți. De asta zic, cine e chiar foarte puternică, nu... Sincer, cum să stai așa sincer? Sincer, cred că am început să iau puțin cu capul, pe bunele, nu? Vorbesc foarte serios. Cele mai puternice din toată competiția și dintre fete și dintre băieți e Cina și Ioana. Tu pentru că...